Atleții Masters de la CS Politehnica Iași au concurat sâmbătă și duminică la ediția din acest an a campionatelor naționale de sală desfășurate la București. Palmaresul a fost, ca de obicei, unul bogat, medaliile fiind cucerite de către cinci sportivi de excepție. Mai mult, unele titluri naționale au fost însoțite și de performanțe materializate în patru recorduri naționale. Cei cinci neobosiți atleți sunt următorii. Mariana Pârju, categoria feminină, 50, locul întâi la 60 de metri, 200 de metri, 400 100 de metri și 800 de metri și prăjină, record național, Maria Ene, feminin 85, locul 1 la 60 de metri, record național, 200 de metri, record național și 400 de metri, record național. Ionuț Pârju, categoria masculin 35, locul 1 la 3000 de metri și locul 2 la 1500 de metri. Viorica Nemțanu, feminin 55, locul 2 la 800 de metri, locul 3 la 200 de metri și greutate și locul 4 la 60 de metri și 400 de metri. Aurelaniță, masculin 65, locul 2 la 1500 de metri și 3000 de metri. Aceste atleti siași s-a prezentat cu o delegație record de 14 membri, fiecare, urcând pe podium, 9 dintre aceștia au cucerit măcar o medalie de aur.